Administrarea dozelor de vaccin pentru populație se va face numai în urma unei programări pe o platformă online, conform normelor impuse de autoritățile centrale. Se programează pe platformă, pe platforma online sau... Pe platforma online unde? Pe platforma online intră fiecare persoană care dorește vaccinare și își spune datele și răspunde la întrebările care sunt puse acolo. Sau, dacă nu, pe call center, sună la DSP sau la MAPN, pentru că suntem ajutați de MAPN, și se programează, la fel, îi se cer datele și atunci când sunt locuri, la data și la ora la care trebuie... Îi luați în ordinea în care s-au programat sau în ordinea, eu știu, bolilor cronice? Deci avem, conform legislației în vigoare, sunt anumite categorii de persoane care intră în prima linie, care au intrat în prima linie în contact cu pacienții COVID pozitiv și atunci ei vor intra, vor fi cei care vor intra primii la vaccinare. Urmând? Poftiți? După aia urmează? Apoi urmează populația generală cu boli cronice și... Deci, doamna doctor, să presupunem că eu, o persoană în floarea vârstei sănătoasă, vreau să mă vaccinez în momentul ăsta. Cum procedez? Nu se programează decât personalul medical în această perioadă. Deci personalul medical și din centrele când se pot... Începând, teoretic, începând cu data de 15, vor fi funcționale și centrele de vaccinare din județ, celelalte centre pentru toate persoanele. Câte centre? Care se vor vaccina acum? În prima fază nu sunt încă, nu este încă un număr bine stabilit, deci noi avem în jur de 3800 de cadre medicale care au estimat, pe care am estimat că le vom vaccina în prima perioadă. Acum, dacă cumva s-au mai răzgândit și vor mai mulți, nu e nicio problemă, noi aducem vaccin în funcție de solicitările dânșilor. Câte centre aveți pregătite în momentul de față și câte vor fi în final pentru populație? Deci, în momentul de față sunt 4 centre de vaccinare în spitale, este vorba de personalul medical din spital. Sunt în Spitalul Județean Vâlcea, la Drăgășani, Spitalul Municipal Drăgășani, Spitalul Corezu pentru Spital Suport pentru personalul din spitalul respectiv și Spitalul Drăgășani. Brezoi, scuzați-mă. Brezoi. Iar în IATP 15 vor fi încă, vor fi 17 centre, 5 în Râmnicu Vâlcea și celelalte 12 în județ, în diferite localități, în așa fel încât să aibă avantaje localitățile din prejur pentru deservirea întregii populații care dorește acest lucru. Zonale. Zonale. De ce la Vâlcea a început vaccinarea tocmai astăzi, doamnă? A început mai târziu vaccinarea față de celelalte, adică față de alte, dar nu, majoritatea județelor au început în data de 4, pentru că au fost zilele libere și nu s-au programat personalul medical și, mă rog, toate persoanele, în așa fel încât să nu se epuizeze vaccinul. Știți și dumneavoastră că vaccinul, odată ce se decongelează și se ridică de la Craiova, că noi îl ridicăm de la Spitalul Militar Craiova, începe procesul de decongelare și în timp de 5 zile trebuie terminat, trebuie epuizate toate dozele pe care le luăm. În momentul de față noi am luat 975 de doze, deci aproape 1000 de doze pe care trebuie să le efectuăm până vineri. Deci până vineri toate aceste doze de vaccin trebuie administrate. Administrate pentru că altfel depășim limita de timp. Care parlamentar vâlcean dă vina pe dumneavoastră pentru această întârziere și spune că practic dumneavoastră nu ați vrut să lucrați în zilele de sărbătoare. Noi lucrăm permanent, deci a fost asigurată permanență la DSP. La DSP se lucrează de când a început pandemia în sistem alert, deci nu avem pauză. Dar nu am putut să luăm pentru că și astăzi, de exemplu, vă dau un exemplu, astăzi la Drăgășani, în aplicația STS, era planificată o singură persoană pentru vaccinare. Ori n-au mai putut intra să completeze vaccinul, aplicația, ori a fost o problemă tehnică, nu știu ce s-a întâmplat,
dar noi le-am programat și sunt ok. Deci nu trebuie să aruncăm vina pe nimeni, pentru că zilele de sărbătoare au fost zile în care oamenii nu au vrut să se programeze, chiar dacă e personal medical, dacă se programau câțiva la Spitalul Județean, dar în rest nu s-au putut programa.